Salut și bine ai venit! În acest clip discutăm ce probleme are cel mai des întâlnite Hyundai i40 la motorul de 2.0 benzină. Aici au fost probleme cu vibrochen, pistoane topite, pistoane distruse. Sunt oameni care au avut ghinion și oameni care au avut baftă, dar aceste probleme au existat cu adevărat. Motorul de 1.7 diesel de 115 și 141 de cai putere are un apetit ridicat pentru a distruge ambreiaje. Cutiile automate sunt puțin cam sensibile și trebuie revizie la fiecare 60.000 de kilometri dacă vrei să nu ai necazuri foarte mari pe viitor. Sistemul start-stop este foarte prost, te poate lăsa mașina chiar în mijlocul intersecției să se oprească sau să nu mai pornească. Mai bine ar fi să-l dezactivezi complet în caz că observi probleme. Dacă vrei să știi că ai sau nu ai sistemul start-stop pe mașină, vezi că ai undeva inscripția IGS în cartea mașinii sau chiar la interiorul mașinii, la unele versiuni de motorizare. Calitatea materialelor la interior nu este foarte grozavă, dar și mașina este de volum, nu este o mașină premium sau ai pretenții foarte mari. Garnitura la turbină s-a dovedit a fi sensibilă la versiunile diesel, cele de 1.7 litri. Consola centrală poate să scârție, să producă zgomote suspecte, să audă anumiți greierași zgomote ca de greier pe drumuri foarte proaste. Caseta de direcție este puțin cam fragilă, dar indicat ar fi să cumperi doar caseta de direcție nouă, nu din dezmembrări, să nu dai de 2-3 ori banii pe manoperă. Iar la partea de interior mai avem problema cu ornamentele de crom ce se pot decoji, decolora destul de ușor la interiorul mașinii. Pe partea de caroserie, mașina coreeană nu scapă de probleme cu calitatea vopselei și punctele de rugină. Punctele de rugină s-au observat undeva la jumătatea mașinii spre zona punții față. Au fost și la puntea spate puncte de rugină găsite, dar mult mai puține. Dacă ai nevoie de mașină foarte bună, vezi datele de contact în descrierea acestui clip și vedem ce soluție putem găsi pentru tine. Vezi și alte clipuri de pe acest canal ce se pot dovedi folositoare și îți aduc informații despre alte modele și alte versiuni de motorizare de la alte mărci.